prezint știrile de la ora 19. Un copil a fost bătut cu bestialitate de concubinul mamei. După ce copilul a scăpat din greșeală paharul cu lapte, Gheorghe Marian, în vârstă de 39 de ani, mânindu-se foarte tare, l-a îmbinezit pe micuț, acesta fiind de urgență internat la reanimare. Întrebat de ce a făcut această faptă necugetată, domnul Marian a afirmat că așa trebuie pedepsiți copiii neascultători. Binecunoscuta filantropistă și femeie de afaceri, Azorica Hamălescu, a inaugurat în cursul acestei dimineți al 10-lea salon de coafură și cosmetică pentru câini. Aceasta a declarat fiind vădit impresionată de solemnitatea momentului. Societatea mi-a dat atât de multe, mă bucur că am putut să ofer înapoi în zecii. Începând de mâine, salonul va fi înțesat de minunatele patrupede, subsicala, Sara Arde și câinele de piatră. Din știri externe, războiul din Irak continuă. După ce au decedat 2 soldați români, ieri au fost omorâți alți 5 soldați din armata engleză, afirmă Reuters. Scorul morților este de 70.000 la 67.000, încă nu știm pentru cine, dar așteptăm în continuare informații de la corespondenții noștri de la fața locului. Cei 2 soldați români vor fi aduși în țară, unde vor fi înmormântați așa cum se cuvine, cu salve de tun și cântece patriotice. Vai ce plictiseală! Și știți de astea, nu mă văd de primă, fată! Ce nu fac cu șestea ceva muzică? O, și pe mine. Dar ce să facem? La ore închid. Bă, știți ce zic eu? Hai să mergem cu Colina, așa mai face și noi bani de soare. Bună idee! Știți vreo Colina de ceva? Bună! Steaua sunt în stare, cred că era. Sau... Sorbă, vă aveți la... Taci, fată, că ai de pas. Papa mea, pe ce vă aveți? Vai, cum te nu mă lăsi mai devreme? Să nu știu cum mă lăsi. Lumea asta și-a pierdut de tot speranța. Nu mai există speranță și pentru noi. Nu, bucurați-vă că nu este așa. Ceva minunat se va întâmpla în această seară. Așadar, deschideți-vă inimile pentru că această minune să se adevărească. Se va naște în curând trupul Iisus, cel care va arunca temerile noastre. Dar de unde ești? Și de unde știi toate lucrurile astea? Ai spus trupul Iisus? Da. Cine e Iisus? El este Fiul lui Dumnezeu. El e Mântuitorul oamenilor și prietenul nostru. Nothing.
N-avem loc, n-avem loc, s-închideau porțile toate. N-avem loc, n-avem loc, căutați în altă parte. N-avem loc, n-avem loc, s-închideau porțile toate. Am ajuns aici să lor zic răstea și am dat seama că prin sărăzirea ei plătește un lucru minunat. Venim de departe și aducem un drag din alți scupe. Știm că nu are nevoie de bogății, însă vrem că nașterea iubitului copilar să fie întâmpinată așa cum se cuvine. O, tu, prea fericită mamă și fecioară, doar tu ești singura care poți interioriza această mare minune. Iar tu, tată purtătorul de grijă al copilului, cunoști prea bine că trebuie să fie deprețuit acest copil. Veniți, apropiați-vă! Soluția m-a bucurat! Amen.
Așa și ca să nu se supere tinerii că nu sunt și ei aplaudați, vă rog să-i aplaudați și din ei. Le mulțumim pentru această bună...